Activă așa cum ne-au obișnuit în ultimii ani, Liga Pensionarilor din Reghin pregătește noi activități pentru persoane de toate vârstele. Trebuie doar să vă informați și să decideți dacă doriți să participați. Prima dintre manifestări este programată pentru sâmbătă 18 februarie pe pârtia de la Toplița și constă în întreceri la sporturi de iarnă. Concurs de săniuși, schi și jocuri sportive de iarnă, organizat în parteneriat cu Asociația Sportul pentru Toți din Reghin. Deoarece la noi la Reghin nu beneficiem de atâta zăpadă, am hotărât ca aceste activități sportive, sportul de iarnă cu concursuri sportive, să se țină pe pârtia de la Toplița. Concursurile respective, deci repet, în data de 18.02.2017, pe pârtia de la Toplița, înscrierile se pot face la sediul Clubului Pensionarilor în fiecare zi. Chiar dacă manifestarea sportivă este organizată de Liga Pensionarilor, la competiții sunt așteptați reghineni de toate vârstele, dornici să facă mișcare. La concursurile sportive poate participa toată lumea, cu mic, cu mare, bărbați, femei, copii, nepoți, toată lumea, fiindcă este o zi de relaxare, o zi de mișcare în aer liber, deoarece știm cu toții că mișcarea este viață, iar viața este mișcare, dictonul asociației noastre Sportul pentru Toți. Nici în acest an, femeile din cadrul ligii nu sunt uitate. Cu ocazia zilei de 8 martie, sunt invitate la o masă festivă. Liga Pensionarilor din Reghin, în colaborare cu Primăria Municipiului Reghin și Consiliul Local, organizăm pentru doamnele membre ale ligii, în data de 7 martie, la ora 13, la restaurantul din pe strada Vânătorilor, o masă festivă, masă unde așteptăm ca să se înscrie membrele noastre pensionare, deoarece sunt locuri limitate și așteptăm cei care doresc să sărbătorească această frumoasă zi de 8 martie să vină la sediul ligii să se înscrie pentru această activitate. Liga Pensionarilor din Reghin are sediul în centrul municipiului, lângă poștă.